Ce avantaje îți oferă o firmă sau un SRL? Am discutat de mai multe ori așa indirect despre firme, dar a venit timpul să facem și un clip dedicat despre ce avantaje îți poate oferi o firmă, un SRL. În primul rând, dacă lucrezi cu, nu știu, produse care sunt destul de scumpe, faci comerț sau faci o cifră de afaceri care te va trece direct plătitor de TVA, poți opta și să fii plătitor de TVA direct de când îți înființezi firma, dar pentru cei mai mulți nu reprezintă un avantaj. Practic, tu plătești o taxă suplimentară, TVA-ul ăsta este o taxă suplimentară pe care tu trebuie să-l plătești către stat. Dacă nu ai de plată TVA, teoretic, niște bănuți tu-i bagi înapoi în buzunar. Deci firmele care fac o cifră de afaceri sub 300.000 de lei pe an nu plătesc TVA, sunt neplătitoare de TVA. Ai depășit 300.000 de lei pe an, treci la plătitor de TVA. Și asta este un avantaj. Dacă îți cumperi diverse lucruri scumpe, bagi cheltuieli și așa mai departe. O să iau exemple, fac screen share pe tabletă. Eu că vând ulei, da? Îl iau cu 200 de lei plus TVA și eu când fac calculul, bă, cu cât aș putea să-l vând, eu îl vând cu 240 de lei plus TVA. Am un adaos net de 40 de lei. Eu practic trebuie să plătesc la stat TVA-ul pe diferența asta de 40 de lei. Dar dacă tu ai cheltuieli, carburant, furnizori, factură la curent, la gaze, Xerox cum avem noi, avem un abonament la o firmă care se ocupă de imprimante și de hârtie și de tot, alarmă, pază, cumperi tot felul de lucruri, ai cheltuieli. E, tu din acele cheltuieli deduci din TVA și s-ar putea la sfârșitul lunii, când ai de plată TVA pe suma asta, care cât e aproximativ 7-8 lei, dar tu mai deduci din acel TVA pentru că bagi cheltuieli și tu deduci TVA-ul și din cheltuielile pe care le ai. Implicit, dacă îți cumperi o mașină nouă, dacă o cumperi din Germania, din Uniunea Europeană, s-ar putea să ți se factoreze direct cu TVA 0 pentru că este intracomunitar. În statele europene poți să cumperi diverse servicii sau bunuri direct cu 0% TVA, este taxare inversă. Așa se procedează, drept pentru care aici mulți fac evaziune cu diverse șmecherii, dar asta e partea a doua, eu vorbesc de partea legală. Dacă o cumperi din România, de exemplu vreau să-mi iau o mașină, mi-am cumpărat Corolla. Corolla a fost 21.900 de euro. Eu plătesc TVA undeva între 5.000 și 15.000 de lei pe lună la stat, din tot ceea ce vând, fac și așa mai departe. Facturile care le-am pe marketing de la diversi parteneri sunt parteneri externi, de obicei vin cu 0% TVA. Cele care sunt făcute în România, am factură la diversi parteneri, le facturez cu TVA. Eu îmi fac prețul meu net plus TVA, adaug TVA. Și așa mai departe. Eu o să am de plată TVA la stat. Eu plătesc în medie între 5 și 15.000 de lei. Am plătit odată 20.000 de lei pentru că doar am avut stoc de marfă, doar am vândut și nu am făcut achiziții. Implicit am vândut mult, n-am avut cheltuieli, am plătit TVA. Dacă faci stocuri mari, bagi multe cheltuieli și faci vânzări, dacă sunt cumva pe Z, adică se egalează, nu mai plătești TVA pentru că ai băgat suficient de multe cheltuieli încât nu mai ai de plată TVA. Dar nu poți să faci asta în fiecare lună. Dacă ești plătitor de TVA, la un moment dat tot vei plăti TVA. Așadar, la mașină, de exemplu, asta, și cu asta trecem la următoarele avantaje, TVA-ul a fost undeva la 4.000 de euro, adică mașina a fost netă, să împarți la 1,19 și afli exact suma cât a fost fără TVA, 21.900 împărțit la 1,19 este 18.400. Deci mașina practic a fost 18.400 de euro plus TVA. Mașina a fost 18.400. Diferența de TVA asta, eu, pentru că am avut o cheltuială cu mașina, am vândut multe produse și când a fost de plată TVA la stat, nu am mai plătit pentru că am luat mașina pe firmă. Acum o să fie discuții, cei care aveți releuri și știți, deduci doar 50% din TVA dacă este o mașină pe care o folosești și în scopuri personale. Dacă vrei să deduci 100% TVA, îți trebuie o foaie de parcurs cu 100% TVA dedus, mă rog, 100% TVA, îți trebuie o foaie de parcurs ca să justifici toți kilometrii pe care îi faci. De exemplu, nu știu, ai firmă de distribuție și aia fac curse fixe, nu le folosesc în scop personal. Acolo deduci TVA-ul integral. Deci sunt avantaje pe partea de TVA dacă îți cumperi și lucruri pentru tine. Na, mi-au telefon pe firmă, da, telefonul ăsta l-am luat exclusiv pentru TikTok, un iPhone 11, l-am luat cu 3200 de lei pe firmă, cu TVA. Mulți o să ziceți, păi stai că pe Olex e mai ieftin, e 2500, 2700,
Dacă scazi TVA-ul din 3200, ajung la preț de OLX și le iau cu factură, cu garanție, cu tot și îl și vând mai departe. Avantajul numărul 1 este că îți cumperi lucruri pentru tine și deduci TVA. Gândește-te că bagi carburant cu 7 lei și 7 lei e și TVA. Reduci TVA, adică pe tine te costă carburantul 6 lei plus TVA, nu te mai costă 7. 2. Dacă vrei să angajezi o persoană, poate nu rentează, da? Uite, de exemplu, caz concret, sunt medici, sunt colaboratori, sunt programatori, sunt editori, sunt designer, da? Își fac o firmă, adică decât să angajezi un programator cu 8.000 de lei, care înseamnă net undeva la 5.000, 8.000 sunt, da, 5.000, 4.800, 5.000 a el net, restul sunt taxe către stat. 3.500 cred că sunt taxe, 4.500 net rămâne lui. Dacă îl pui să-și facă firmă, adică sau dacă tu îți faci firmă, ăsta e avantajul, că tu sau ăla cu care te pune să-ți faci sau cu cine lucrezi, în fine, așa, el îți facturează mai bine ție 8.000 de lei lunar, de exemplu. Din ăștia 8.000 de lei, el plătește 3% impozit pe încasări, dacă nu are alți angajați, dacă el nu e angajat pe firmă, el plătește 3% odată, adică ce înseamnă 240 de lei, și când își scoate dividende, mai plătește încă 5%, adică încă 400 de lei. Mă rog, mai are cheltuieli cu firmă de contabilitate, o firmă de contabilitate, dacă ai 2-3-5 facturi, ți-a 2-300 de lei pe lună, și cam alea sunt cheltuielile. Dacă își faci sediul de firmă la el acasă, alte cheltuieli nu prea văd, adică sunt foarte puține, chiar și așa. Pune grosomodo un 10% taxe. Păi 10% taxe versus 45% cât e la angajat, cale lungă. Și poți să le reduci și mai mult, adică 1% aici, ăștia 5%, bine, trebuie să scoți la un moment dat, că n-ai cum, trebuie să treci din ceva, doar dacă nu-ți pui salariu și păstrezi diferența în firmă, dar din nou e nejustificat. Deci poți să reduci de la 10% la un 6-10%, am zis bine, cu tot cu contabilitatea. Odată. Plus că poate ai mai mulți clienți, poate lucrezi cu mai multe persoane, mai multă libertate. Deci tu dacă îți faci o firmă, ești programator, ești designer, ești editor, ai o meserie care poate fi practicată online și independent. Ești mixer, ești grafician, ești, eu știu, scrii, redactezi, traduci, compui muzică, faci management online. Deci dacă poți să lucrezi online și poți să-ți faci o firmă cu codul Cayen pe ceea ce faci tu, închei alte contracte de colaborare cu alte firme și pur și simplu scutești mulți bani. Și ți-e bine și ție și e bine și ăla cu care colaborezi. Deci e win-win. Aici cine pierde, pierde statul. Legal. Treaba asta se practică destul de frecvent, adică am văzut tot mai frecvent se practică și o practic și eu, adică e forță. Avantajul numărul 3 este că dacă ai o firmă care are o cifră de afaceri destul de mare, e pe profit, îți plătești la timp taxele, devii foarte ușor creditabil, dacă e corect termenul, poți să-i credi destul de ușor. Eu am solicitat o ofertă, am vrut să văd dacă îmi dă cineva credit să cumpăr un spațiu și mi s-a aprobat într-un sfert de oră. Deci ăsta e un alt avantaj. Poți să-i credite pe firmă destul de mari, pe care în mod normal nu ai putea să le iei pe persoană fizică. Caz concret, vrei să-i credit 200.000 de euro, să iei un spațiu, fie ca investiție, fie pentru tine să te dezvolți, adică fie lei pentru tine să te dezvolți, să nu mai plătești chirie, cum aș putea să fac eu pentru magazin, fie îl iau eu să-l închiriez mai departe pe firmă, se plătește de la sine din chirie. Că persoană fizică să-i credit 200.000 de euro, nu știu dacă îți dă cineva. Doar dacă ai salariu foarte mare, dar puțin probabil. Iar dacă iei un spațiu scump, nu știu, dau un exemplu, e un spațiu de 100, 2, 3, 500 de mii de euro, sunt șanse foarte mari ca în spațiul tău comercial să vină o firmă. Iar firmele în general preferă să lucreze cu plătitori de TVA, pentru că își deduc din costuri. Stai să scriem aici, poți lua credite mai mari și mai ușor. Acum depinde de firmă, de cifra de afaceri, dacă ești soldabil, dacă ești lichid, dacă nu ai datorie, adică sunt multe alte variabile. Dar, comparativ cu persoane fizice, ai șanse mai mari să iei ca persoană juridică un credit de 200.000 de euro, să te dezvolți sau să investești, decât ca persoană fizică. Nu știu cine ia credit pe persoană fizică 200.000 de euro. Trebuie să ai salariu, cred că 20.000 de lei, net. Ceea ce nu știu cine îți dă astfel de salarii în România. Plus că mulți cunosc legislația de juridice, și din nou o să te pună să-ți faci firmă, că nu o să dorească să plătească atâția bani la stat. Dacă să-ți dea ție 20.000 de lei net, trebuie să plătească în total cu tot cu contribuțiile tale undeva la 28-30.000 de lei, ceea ce este enorm, nu se justifică acest cost. Un alt avantaj care este
destul de interesant și recent. RCA Asigurări, Casco și așa mai departe. RCA în mod special. Mi s-a făcut o ofertă, Matizul Sonata, lampă persoană fizică. La Matiz mi s-a făcut ofertă 1000 de lei pe 12 luni și cel mai scump era 1600. Enorm. Și am B3, clasa bonus malus, dar sunt la categoria risc sub 30 de ani. La Sonata 2400 de lei era cel mai scump, cel mai ieftin era 1700 de lei pe 12 luni. Pe firmă, da, pe firmă am Corolla, care este primul an, a fost B0, următoarea asigurare va fi B1, la Subaru urmează B2 sau B3, B3 la bonus malus, 800 de lei la Allianz Siriac pentru Subaru, 750 de lei la Allianz Siriac la Corolla, ambele pe un an. Dacă, deci ora Sonata la Allianz Siriac îmi cere 2000 de lei aproximativ, cea mai scumpă era 2400, nu mai știu la ce firmă era, oricum 1600-2000 de lei, enorm pentru Sonata, pe firmă e de 3 ori mai ieftin. Deci RCA-ul la persoane juridice este mult mai ieftin. Motivul este simplu. Firmele care au astfel de mașini sunt șanse mult mai mici să facă accidente decât un puști de 22 de ani care și-a permis-o și persoană fizică. E vorba de statistică. Ei își fac calculele. Și sunt multe alte avantaje care, sincer, nu vin acum în cap. Ăsta le-am avut în cap așa la prima oră și m-am gândit să le discutăm. Sunt avantaje destul de bănoase. Acum sunt și dezavantaje. Fie că ai încasări sau nu, trebuie să-ți depui declarațiile la ANAF. Fie că ai încasări sau nu, vei avea niște costuri lunare de administrare. La clădiri trebuie să faci evaluări din 3-3 ani, dacă nu mă înșel. Sunt anumite lucruri care poate că sunt mai costisitoare pe persoane juridice, dar în cele mai multe cazuri, dacă te folosești de TVA așa cum trebuie, corect, legal, ai colaboratori care au firme, ai mașini care sunt pe firmă, cam astea ar fi câteva avantaje pe care le ai dacă îți faci o firmă, merge bine, e pe profit, e la zi cu toate taxele, ai avantaje destul de frumușele. Voi ce alte avantaje credeți că mai sunt într-un SRL și desigur, care credeți că sunt dezavantajele? O să discutăm într-un clip poate și despre dezavantaj un pic mai detaliat. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade.